am trezit. Nu m-am machiat, nu m-am mânat. Bună dimineața! Suntem în a doua zi de concediu. Se vede doar ce ne-am trezit. Nu m-am machiat, nu m-am mânat. Cristina, mămica, dar ce faci acolo? Hai, Dănuță, hai! Să vă arăt ceva. Apropo de peripeții. I-a ieșit ochii. I-a ieșit. Am venit să așteptăm pe domnul soare să iasă, să vedem și noi răsăritul. Să vedem ce și cum. Se pare că dimineața aceasta întârzie. Ieri dimineața a ieșit la 5:20. Astăzi și 26 și soarele încă întârzie să iasă. Nu se vede. Se vede doar o epavă. Așa că... Bună dimineața, soare! Ia uză-l pe la ce sună, frate. Frate, ce clanxonează. Și apropo, se trezească tot hotelul. E bine. Se lasă așteptat dragul nostru soare. Soare mare. Hai, așează-te. Hai, drăguță, hai. Așa e bine. Stai să mai mă dezumez eu. Hai, stai acolo, uite-te despre soare. Avem și pește. Oameni care au fost de dimineață l-a adunat de pește și l-a pescuit și l-a adunat și l-a da? Dar nu ne arată și nouă peștele. Mai arăt odată soarele. Uite ce frumos se vede soarele. Hai să vă arăt și soarele ăsta mai mic, care stă cu spatele. Am avut peripeții. Fetele noastre de dimineață. Pupă! Hai la somn. Înapoi. Cine mai doarme la ora asta? Deci fața am, Doamne. În sensul că cardul meu de Sodexo, cei de la Sodexo au hotărât că mi-a scăzut cele 13 luni de vouchere. Prin urmare, au hotărât să-mi iau o sumă de bani, având în vedere că au trecut 12 luni de zile. Așa că pentru toți cei care folosiți vouchere, aveți grijă să le folosiți în timp. Eu nu le-am folosit, așa că am folosit o parte pierzând-o. Dar na, ce să zic, noroc că am avut alte. Peripeția mare este că azi bate vântul și bătând vântul apa este cam așa. Da? Ia uitați! E foarte, 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 foarte murdară.
am văzut diferite localuri. Am ajuns la obelisc acolo. Vedeți? Tocmai acolo am ajuns. Așa că am mers foarte mult, adică pe jos ne-am dus și pe jos ne-am întors tot drumul acesta. Da? Tot. Și am venit până aici sus. Că după o masă copioasă trebuie să facem și sport, nu? Ca să ne menținem așa în formele noastre. Așa că stați pe aproape, o să vă arăt unde am mâncat, ce am mâncat și sper să vă bucurați. Am o imagine acum foarte senzațională în față, dar nu îmi permit ca să pun aceste lucruri pe canalul meu de YouTube. Vreau să rămân după el. Și ce credeți? N-a reușit să-l prindă pentru că s-a dus gen acolo la obelisc. Covorul. Și el, băiatul, după ce a renunțat să caute acel covor, a zis hai să ies așa în toată splendoarea mea să mă duc înapoi pe plaja de nudiști. Și a ieșit așa pe trei copii. Să uita un copil, Doamne! Da, peripețiile vieții, ce să zic. Mica, dar ce faci acolo? Vai, aleu. Vrei să te ajut sau te las singurică? Nu! Nu, da. Aș putea să încerc. Ce zici? Cam accidentat terenul ăsta pe aici, dar în fine. Ia să vedem unde mă trimiți tu pe mine. Hai, mă scuzi, las. Ne întoarcem la tine. Las imaginile să vorbească de la tine. Da? Nu aș face niciodată așa ceva. Hai! Dana, este foarte frică, ia uite-o! Ia. Asta este faleza noastră din România. Ia uite-o. Hai, Dănuță, hai. Gata, nu-i mai este frică. E pe loc sigur. Dănuță, i-a fost frică, nu-i așa, Dănuță? Da. Da.
uite așa agitată e astăzi, după amiază. Apa. Se pare că au anunțat în amiaza asta un pic de furtună. Văd că deja încep să se strângă niște norișori, dar totuși sperăm să nu. Noi acum mergem să mâncăm, că ne este pomiță și vrem să ne ducem acolo așa la pulajă, la... Mergem la obelisc acolo? Wow! Ne ducem la bărbat sexy, sexy mania, stați aproape să vedeți! Și de aici, după toată faleza, începe toată pulaja. Aici băutura mea preferată, o să vedem după. Așa. Și după cum am spus, încep să vă arăt unde sunt acele restaurante care se mănâncă cu Sodexo. Da? Să vă mai arăt marea un pic, cât e de agitată. Denunța! Da. Bună! Bună! Îți mai este frică? Acum nu, că n-are de ce. Nu? E bine. Și dragilor, aici se mănâncă cu vouchere la autoservire Marea Neagră, da? Aici se mănâncă cu vouchere, așa că mergem să mâncăm. Și după cum am zis, belelele se țin de capul nostru. Ia uitați! Dacă băiatul ne lasă să filmăm totuși, ar fi bine. Deci, încă o zi mai durează, nu se rezolvă, dar totuși cred că se mănâncă bine și rezonabil aici. Așa că mergem, continuăm drumul, pentru că aseară, cum v-am spus, am văzut mai multe localuri care se mănâncă cu card Sodexo. Deci ne continuăm drumul și mergem să vedem, să mâncăm. Uite, dragă, hai să vedem tatuaje. Uite, îmi place mult ăsta. Cât o fi unul de ăsta? Cât este unul de ăsta? Cât este unul? 5 lei? Și se ia, nu? La baie sau cum se ia? E, la baie nu, dar nu văd până la... Am înțeles. Deci vacanța... Aici am mâncat noi, autoservire Mirco. Meniul zilei, dar noi n-am mâncat meniul zilei. Și am mâncat altceva. Așa că aici am mâncat. Mamă, ce cald, deci soare. Da? Dragilor, am luat de mâncare. Asta ar trebui să fie pentru mine. Eu mi-am luat de mâncare, zici cum mă duc la prășit. Asta e a lui Dănuța. Dănuța, poftă bună. Mulțumim, poftă bună să avem. Am plătit cu vouchere de vacanță. Da? E destul de consistentă. Dar să avem poftă, sperăm să fie bună. Nu? Poftă bună să avem! Să vă arăt, să vă arăt ceva. Apropo de peripetii. Hello! De unde vine treaba asta? Ia de ce pe mâna ei. Nu știi de unde vine, nu? După cum vedeți, avem și steag roșu cu galben, deci salva mar, ajută-mă! Și pentru că mulți ați spus pe alte site-uri că sunt pe plajă de nudiști, așa, am venit și pe plaja de bogătași, gen, unde nu ai loc să pui un cearșav. Ca de obicei, negreșitul vapor, vapor să zice, nu? Și frapeul meu minunat, care deja am băut din el când era curgea. Așa că, ce să zic, poftă bună, Dănuța!
Bebem. Nu merg, fată, nu merg, că fac meningită. Nu merg, fată, nu merg, că fac meningită. Îmi fac clismă. Vorbeam acum cu draga mea prietenă. Păi știi, jure, ăștia îmi fac milă, dar știi de ce? Am nimerit până acum să mă râie și cu ochii. Deci la modul ăsta suntem. Prieteni, hai mă, te focalizezi. Ia, prieteni. Ia, și cu ochii, bun, uite la ăsta care i-am dat capul jos, că îmi pot să mă râie. Uite. Da, și după aia vrem să ne facem baie și vreau să facem în căutare de pe agiul ăla frumos. Nu? Mergem? Și nu mai zis să căutăm? Să-l căutăm. După aia când l-am găsit, vedem de ce-o faci. Problema știți care este? Că după cine am învățat, când întorceam atunci când fac mențe, din costume, este pe cazare, ești la epavă. Fatalitate, doamne, doamne, cred că l-a chemat cu gândul meu, că altfel nu-mi imaginez. Și era cu mămica, cu tăticu și cred că cu gumnatul. Am dat suflet așa. Și face bună, bună, dar eu... Gata, plaja! Nu, doamne. Și ce a zis după aia? Gata, gata. Și am zis cam de vreme. Acolo am fost un pic cam, nu? Înțepată. Gen, dar ce facem de test cu mie cât? Nu? Ana vrea să fie și un drăzneat, dar am drăznit cam nașpa, nu? Mergem la plimbare, ca să găsim la plimbare. Mergem la plimbare, așa de seară, ca să... Digerăm ca să digerăm acele hărții delicioase care avea ochii scoși. Și sunt prea cu mie piciorul că, cum am spus, va această vacanță este doar cu părinții. Era să ne rupim gâtul și nasul. Sperăm să n-ai probleme. Hai să mergem la plimbărică. Super, fără peripeții. Apropo, ne-am și tatuat. Hai să ne arătăm piciorul. Stai că nu faci. Ne-am și tatuat. Și că suntem sexy, m-am pasit, dar noi ne-am făcut tatuaje. Stai că m-am uitat să mi-l arăt pe ăsta. Așa. Două nebune. Una mai nebună decât alta. E așa? Vorbește în numele tău, te rog. De parcă tu n-ai fi. Așa că, dragii, nu stați aproape. Da, să vedem ce o să mai peripețim. Sper să nu plec cu niște kilograme. Ce o să mai peripețim? Kilograme în plus? De la picior. A, mă gândesc. Nu, sperăm să nu. Hai, Doamne ajută, vă pupăm. O să avem niște imagini unde nu ne vedem. Nu se vede nici la lumină, nu se vede nimic. În fine, ideea este așa, că eu și draga mea colegă, prietene, de ce zic eu, fata, mereu așa, nu știu. Așa, uite, hai că ne vedem așa umbra un pic. Un pic. Oh. Și ideea este așa, că vreau să-mi explice
și mie un pic de limba română. Deci, draga mea, spune tu aici, la lumina acestui stâlp, da, explicând tu ce înseamnă cacofonia. Fă-mi o cacofonie. Să-ți fac o cacofonie? Da. Merg la Laura. Wow! Păi și care e cacofonie aici? La Laura. De ce? Pentru că se repetă aceeași silabă în cuvinte diferite. Eu vreau să pun pe perete un tablou. Pe un perete pui tabloul. Păi dar de ce? Pentru că este la fel cacofonie. Bun. Și pneumatismul ăla, cum ai zis, ce înseamnă? Pleonasmul, Cristina. Pneumatismul, așa. Pleonasmul înseamnă o greșeală, tot o greșeală de exprimat. Așa. Prin care, practic, folosești două cuvinte care înseamnă același lucru. Serios? Da. Deci, un exemplu? Deci, babă bătrână. Dar de ce babă bătrână este un pleonasm? Da, babă tânără, ai văzut? Doar cu operații estetice, eu știu ce Dumnezeu. Avem și trenulețul. Avem trenulețul. Vine trenul, vine trenul, trenul. Deci, să revenim. Altceva. Ce mai pot să mai învăț? Să mai dau și exemple de pleonasm. Yeah. Eu stâng. Yeah. Așa. Am da. O migrenă la cap. Era să zic unde am o migrenă. Ding, bip. Și e doar da. O durere de cap. Cam așa continuă seara noastră. La 11 fără 10. Suntem pe gramatica română. Da, da. Nu? Am zis bine? Ai zis limbii române, da. Limba română atunci, dacă nu scop. Draga mea drăguță, am făcut pneumatism de la... Pleonasm. Am făcut? Da, ai făcut. Draga mea drăguță. Se cheamă tautologie, practic. Asta nu se cheamă pleonasm. Auto? Tautologie. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Taulogie? Tautologie. Ai mai învățat un cuvânt. Tautologie? Așa, bravo. Taulogie, bine. Tautologie. Poate mâine o să mă odihnită și o să... Tautologie. Așa. Bun. Așa. Pneumatism? Pleumatism? Pleonasm, Cristina. Tautologie și cacofonie, nu? Bun, deci, draga mea, mulțumesc pentru lecția de gramatică. Cu plăcere. Continuăm data viitoare. Data viitoare te costă, dar în fine. Yo! Oricum tu mă corectezi fără bani, așa că e bun. Deci, mulțumim. Vă urăm o seară bună. Vă arătăm și... Luna, seară frumoasă, dragii mei, noapte bună, vă pupăcim, ne vedem mâine!